Deci dacă aveți întrebări, orice tip de întrebări, puteți să ne le puneți. Evaluările pentru clasa 1 când se fac și unde? Ok. Evaluările se fac. Evaluările, vorbim de evaluarea... Psihosomatică. Nu, hai să o luăm altfel. Că de-aia eu... Psihosomatică, v-am spus, înseamnă psiho și somatică. Evaluarea somatică se va face de către medicul de familie. Unde sunteți înscriși fiecare. Pentru că psihologul nu o să vă primească la evaluarea psihopedagogică, să spunem. Arul de numele ciudat. Nu contează. Deci, dacă nu aveți acel aviz de la medicul de familie. Deci, înainte de a... Pentru cei care sunt în această categorie. Dar la înscriere nu se folosesc fișele acelea medicale cu vaccinările, cu alea, aia nu-i tot un aviz al medicului. Nu ați înțeles. Deci pentru evaluarea psihosoci-pedagogică vă trebuie o evaluare psihosomatică. Deci înainte de a merge la psiholog, dumneavoastră trebuie să aveți o adeverință de la medicul de familie. El știe despre ce este vorba, că este în regulă din punct de vedere, o să spun, act pentru învățământ. Ok. Noi, evident că după aia o putem folosi de acea... De medical, el trebuie să dea o istorie. Exact. Adică evident că aceea nu trebuie să mai faceți altă, noi o folosim pe aceea la înscriere. Dacă este dezvoltat normal, dacă îi puneți probabil niște întrebări să vadă dacă are... Deci asta e treaba medicului, par nu avem noi ce se discută acolo. Da. Știu ce. Profesorul psihopedagog, care este, să spunem, arondat școlii noastre, se numește Crista Georgeta, doamna are... cabinetul la școala 1. Noi anul trecut, printr-o înțelegere cu dânsa, am stabilit că la un moment dat se pot face și local evaluările. Încercăm și anul ăsta să avem aceeași colaborare și cred că o să o avem. Ele vor începe de pe 2 aprilie. Dânsa și avem aici un program pe care, ca să spunem așa, îl are afișat la cabinetul doamnei de la școala 1 Oltenița, școala Spiru Haret se numește. Dar, vom vedea cine este cazul să facă această evaluare, luăm legătura cu doamna psiholog și încercăm să o aducem la noi în școală. Ca să nu mai vă trambalați cu copiii până la școala spirituală. Eu cred că se va putea. Nu vă promit, dar vă pot promite că încercăm să o aducem aici. Deci de pe 2 aprilie până cam pe 19 aprilie va dura evaluarea asta. Pentru că ea se încadrează într-o oarecare calendar. În mare așa, cam asta ar fi. Între 2 și 12 aprilie. Anul acesta. Înscrierile vor avea loc în școală. Deci nu la grădinița din Valea Usoare, nu la grădinița din Purtea Noastră, la secretariatul școlii. Bun. Asta va fi prima etapă. A doua etapă va fi, să spunem așa, va consta în înscrierea celor care nu au putut din diferite motive, că nu sunteți dumneavoastră acasă, că s-a întâmplat ceva, în prima etapă. Eu cred că dacă stăm să ne gândim bine de pe 8 până pe 22, este imposibil să nu găsim o zi, de pe 2 până pe 22 aprilie, este imposibil să nu găsim o zi în care să ne vedem cumva la școală, având în vedere că este vorba despre cel mai important lucru din viața dumneavoastră, adică copilul. Pentru că nu are sens după aia să ne mai întindem pe celelalte multe etape, că nu cred eu că e normal. Bun. Pe 29 aprilie va fi afișat la școală lista cu copiii înscriși. Din prima etapă, cum am stabilit. Pe 24 mai, dacă pot să spunem că prin altul vom mai fi cazuri, va fi afișată lista, să spunem așa, finală, a celor care s-au înscris și în celelalte etape. Bun. Ce... noi, să spunem așa, nu avem aici tipicul unei școli din oraș, la care sunt arondate niște străzi. Deci criteriile noastre de înscriere sunt criteriile generale din legea învățământului și din metodologie. Nu avem, să spunem, probleme de genul că la școala asta nu pot să primesc pe copilul de pe strada nu știu care, că este la altă școală. Noi suntem o singură școală în Comuna Urmen, că avem noi 3 locații, asta e altă discuție, dar este o singură școală. Este evident, să spunem așa, că cei din zona sector, este evident că nu pot să vin aici, că e distanța prea mare, se înscriu acolo la clasa pregătitoare, pentru că sunt destui încât să se formeze o clasă pregătitoare, ci din Valea Soare, pentru că nu sunt destui să se formeze o clasă pregătitoare, vor veni aici. Și așa am limitat și discuția la eventuala întrebare de ce nu se face în fiecare locație câte o clasă. O clasă trebuie să aibă minim 12 elevi ca să funcționeze. Nu se realizează acest număr, se formează o clasă în spațiu în care se poate realiza acest număr. Deci, evident că la sector e vorba de 14 copii, la noi sunt în jur de vreo
27. Să zicem așa, în medie, ne luăm în calcul pe cei de 7 ani, care vedem unde se duc, la pregătitoare sau la clasa 1. Deci, dumneavoastră, n-ai, cei care veți fi nevoiți să faceți această evaluare psihosomatică, trebuie să aveți acele documente. 1. Înainte de psiholog, adeverință de la medicul de familie. Alte întrebări, dacă mai aveți orice tip de întrebare legată de acest subiect. Că presupun că sunt. Deci, începând de luni, să zicem, putem să mergem la medicul de familie? Da. Să putem... Veniți la școală. Noi, în principiu... Deci, hai să... Putem face, dar nu se spune odată, ca să știi ce ai de făcut. Nu, dați-mi voie două secunde, pentru că este evident că numai pentru copilul dumneavoastră nu pot să o aduc pe doamna psiholog. Deci, este evident că dacă cei de 7 ani, care sunt așa... Deci, eu am aici copii care au 7 ani. Tazma, Larisa, Garciu, Mirela, Dima, Alexandru, Țigănire, Cristina, Tudor, Ștefan, Catrinescu, Marius, Turtucaianu, Marian, Călimoceanu, Florentin, Bălan, Dumitru, Dan, Dumitru, Ionescu, Ionuț, Toader, Adriana. Acești sunt copii care împlinesc 7 ani din septembrie până decembrie. Da. Deci, din acești părinți care doresc să-i dea în clasa 1, deci numai din acești părinți care doresc numai în clasa 1, vin la noi, stăm de vorbă pe acest subiect, vedem cât sunt și în funcție de numărul lor, decidem acea zi, împreună cu doamna psiholog. Deci dacă dumneavoastră, doamna Turtucaianu, veniți și spuneți, domnule, vreau în clasa 1 sau în pregătire, cum de ce spuneți, stabilim câți vor fi de evaluat și stabilim o zi împreună. Deci nu pot să vă spun acum o zi sigură, pentru că, în mod legal, n-ar trebui să vă spun, ar trebui să vă duceți dumneavoastră la această școală. Dar vin spre dumneavoastră să o aduc aici. Dacă credeți că este gratuit certul ăsta, puteți să vă duceți liniștiți la școala Spiru Carea Toltenița, oricând. Ca să ne înțelegem. Eu m-am gândit că e normal să o aduc aici. Dacă nu doriți, sunteți liberi începând de pe 2 până pe 22. Deci, sincer. Nu, e foarte bine să vin aici, că sunt foarte... Ok, dar asta înseamnă că trebuie să ne întâlnim cei care suntem în această categorie și apoi să decidem împreună. Păi da, asta ziceam, să stabilim că suntem majoritatea care suntem în situația cu psiho... somatica asta, suntem aici, să stabilim ca să fim cu toții de acord la o dată. Deci, ok. Dumneavoastră puteți veni de pe 2 și spuneți, domne, copilul meu are vârsta de și îl înscriu în clasa, în clasa 1. Eu, pe baza acelei cereri, voi vedea clar cine are nevoie de această evaluare. Funcție de cât sunt, luăm legătura cu doamna psiholog. Deci, de pe 2, care înseamnă luni, puteți să vă înscrieți copiii în, sau să faceți o cerere de înscriere în clasa în care doriți. Funcție de criteriile pe care le trec sau nu, vor fi înscriși. Deci eu zic că pe 2 cel mai bine veniți și faceți o cerere de înscriere și eu vă promit că în termen cât mai scurt putem să stabilim aici cei care sunt în, în categoria asta de 7 ani, să vină mai repede, să vină până pe 3, până pe 4. Da, da. Ca să luăm o decizie mai rapidă. Asta v-am zis în varianta în care nu este nicio problemă din punctul nostru de vedere, să mergeți la școala Spiru Caret. Deci legal, așa trebuie făcut. Eu m-am gândit că e bine să vă mai... Cum să vă spun, nu? Limitez cumva o mie și una de drumuri și cu copilul, în primul rând, și dumneavoastră. Ar vrea să vă întreb și eu. Da. Dar puteți să stai și puteți să vă ridicați. 9 luni? Cum? 6 ani și 8 luni. Se poate să fac acest... Când are 6 ani și 8 luni? Deci, la septembrie. Ok. Deci el intră în categoria celor care au 6 ani în perioada septembrie-decembrie. Se înscrie automat în clasa pregătitoare dacă dumneavoastră faceți o cerere în acest sens. În clasa pregătitoare. Pregătitoare. Nu, nu, nu. Deci în clasa 1, direct, fără pregătitoare, au acces numai cei care fac 7 ani. De asta. Da, da. Păi, puneți întrebările că le rezolvăm pe toate. Deci pot să fac acea cerere și pot să fac testul care ați spus? Nu, nu, nu. Nu? Nu, nu. Deci, testul de evaluare psihosomatică îl fac numai cei care primesc 7 ani. Ca să se ducă în clasa 1. Evaluarea psihosomatică în cazul dumneavoastră nu mai este necesară, că e să duce în clasa pregătitoare. Deci discutăm numai de cei care nu au trecut prin clasa pregătitoare. Deci asta e ideea, că e bine să știți despre ce discutăm. Din punctul meu de vedere, eu vă recomand, eu dacă aș fi fost acum în situația dumneavoastră, să spunem, eu mi-aș fi înscris copilul fără nicio problemă la clasa pregătitoare. Ceea ce se face acolo, eu sincer îmi pare rău că n-am făcut. Face încă un an de grădiniță. Nu, dacă nu, nu, nu. Deci dați-ne voie, se numește clasă pregătitoare, dar eu tot, e foarte bine că spuneți întrebările astea. Pregătitoare va fi an de școală. Da, da, da. Este foarte bine. Este foarte bine că puneți întrebările astea și vreau să ne înțelegeți și e foarte bine că discutăm.
Deci ce se face la clasa pregătitoare ar fi trebuit să se facă la grupa pregătitoare între școala grădiniță. Nu discut motivele pentru care s-au făcut sau nu. În primul rând, din start, trebuie să ținem cont că învățământul preșcolar nu este obligatoriu. Și eu n-aveam cum, preluându-l într-un învățământ neobligatoriu, să-i cer niște lucruri. Deci este evident că până acum veneau în clasa întâi, nefiind obligat să meargă la grădiniță. Și nu cred că dumneavoastră ați dori să aveți un copil, sau mai mulți copii, într-o clasă la care unii săraci nu știau nici să țină un creion în mână, îl țineau ca o bâtă. Da. Deci sunt cazuri de genul ăsta și vă spunem din experiență. Faptul că trec printr-un sistem în care își pun la punct niște lucruri, poate dumneavoastră ați trecut prin grădiniță mai obligatoriu decât trec copiii ăștia. Și eu cred că da. Acum nu mai e obligatoriu. De asta vreau să vă spun. Faptul că de la o vârstă fragedă îi obligă să ajungă într-un sistem în care învață jucându-se, nu au un sistem extrem de rigid, ba din contră, pentru că o să vreau după aia să mergeți în sala de clasă, să vedeți, să puneți întrebări de ce sunt așezate scaunele într-un fel, la ce se folosesc toate materialele didactice care le-am primit special pentru clasa pregătitoare și în alte clase nu există, nici măcar la clasa întâi. Deci toate discuțiile astea vreau să le purtăm în condiții de curiozitate maximă din punctul dumneavoastră de vedere. Și de asta aș vrea, doamna Tutucanu, să înțelegeți un lucru. Și toată lumea de aici, nu degeaba am pornit de la premisa că copilul meu este cel mai bun. Pentru mine, da, este cel mai bun. Dar dacă lucrul ăsta este certificat de un psiholog, atunci da, îl considerăm și noi cel mai bun. Nu știu ce tâmpi din Ministerul Fiind vreodată grupa 0, clasa 0, dar acum se numește clasă pregătitoare. Clasa pregătitoare, deci nu sunt împotrica ei. De exemplu, că e cel mai bine să discutăm pe dovezi corecte și frumoase. De exemplu, să spunem aici, fiul doamnei Ule, că aveți printre noi și părinți de copii care sunt la pregătitoare, vor avea parte de un raport de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare la finalul clasei pregătitoare. Fiica mea care e clasa întâi, nu are acest raport. Eu nu cunosc despre fiica mea lucrurile care sunt scrise aici despre fiul dumneavoastră. Doamne, am un handicap? Eu cred că l-am. Chiar și ca profesor, că n-am, ne pricepem și noi, dar nu ca doamnă. Ei, dar până acum nu cred că a fost un handicap pentru noi toți care n-am avut... O să vedeți că o să fie. Nu, asta a avut... O să fie. Deci nu cred că a fost un handicap. Nu, n-am spus că a fost. Deci o să fie un handicap. De-ai noștri și din generația lor, care poate au ajuns mult mai bine decât ce o să ajungă. Deci, în mare parte ajută, dar în mare parte depinde și de copil. Și de cadrul didactic. Deci este, nu este problema că a fost un handicap. Pentru fiica dumneavoastră și pentru fiica doamnei nu o să fie. Deci exact așa v-ați exprimat. Nu, handicapul a fost pentru mine. Ca părinte, că nu am la acest raport despre fiica mea, nu m-ați înțeles. Deci eu nu știu despre fiica mea niște lucruri care aș fi putut să le știu. Bazate... Să le acum. Da, dar e clasa întâi. Câteva luni, mai normal, dar vreau să vă dau un exemplu a unor lucruri. Ce evaluare aveți dumneavoastră la dispoziție după clasa pregătitoare, făcută de doamna profesoară, de domnul de psiholog, vă va ajuta în viitor să luați decizii corecte pentru copilul dumneavoastră. Nu să-l dau la Mate Info că e în trend Mate Info, când săracul e n-are abilități de știință exactă. Da, dar nu cred că raportul ăsta psiho... Dar ați văzut până acum acest raport, sincer. Ne poate spune dacă copilul nostru o să fie apt pentru informatică sau nu. Nu, sincer, ați văzut acest raport? Asta nu, aici nu m-ați înțeles. Raportul meu de a contrazice... Nu, eu vă întreb altceva. Ați văzut acest raport? Nu, pentru că... Hai să discutăm după ce vedeți. Deci... 5 minute vă las să-l citiți și după aceea spuneți dacă e o hârtie degeaba. Ca să continuăm discuția, că mie îmi place cum discutăm așa.